Și Episcopia Hușilor se află în aceste zile aproape de familiile afectate de inundațiile care au avut loc în sudul județului Vaslui. Prin intermediul Asociației Filantropia Ortodoxă, filiala Huși, au fost oferite ajutoare în valoare de peste 100.000 de lei. Alături de voluntari și de binefăcători s-a aflat și preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, care a adus persoanelor încercate, pe lângă daruri materiale, gânduri de încurajare și sprijin duhovnicesc. În localitățile Grivița și Docăneasa, din județul Vaslui, zeci de case au fost distruse în urma inundațiilor, iar în alte situații, apele au afectat toate bunurile din locuințe. Episcopia Hușilor a venit în sprijinul familiilor încercate prin oferirea de electrocasnice, materiale de construcții, paturi, articole vestimentare și alte obiecte necesare. Alături de familiile afectate s-a aflat și preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, împreună cu preoții de la centrul eparhial. În urma viiturilor din ultima perioadă am găsit multă suferință, mulți oameni care au nevoie de sprijinul concret a fraților în Hristos și după ce cu o zi înainte am mers pe teren și am identificat nevoile concrete a celor familii suferinte, ne-am deplasat astăzi cu mai multe ajutoare, constând în paturi, canapele, frigidere, materiale de construcții de urgență, lavabilă, gresie, faianță, parchet, adeziv, haine noi, lenjerie de pat. Pentru că am constatat, cum vă spuneam cu o zi înainte, seara când am cercetat familiile suferinte, că oamenii dormeau pe canapele și pe canapele care erau îmbibate cu apă au pus mai multe rânduri de folie. Astfel noi ne-am hotărât de urgență să le ducem un pat pe care să doarmă. Este adevărat că apa s-a retras, dar umezala persistă în casă și oameni, mulți dintre ei nu vor să-și părăsească casă. Chiar unele case sunt de dreptul nelocuibile. Părintele Episcop a mobilizat urgent pe părinții consilieri, preoții din protopiat și Episcopia Hușilor, concret, din fondul ei și Asociația Filantropia a procurat materiale și cele stricte necesare pentru oameni ca să le oferim un sprijin acum când ei au cea mai mare nevoie. Pe lângă cele amintite mai sus, Părintele Episcop a oferit fiecare familie și un sprijin financiar pentru că multe nevoi le cunosc doar ei și astfel, oferindu-ne un bănuț, anumite nevoi și le vor acoperi ei. Și sunt și familii care nu mai pot recupera nimic din casa pe care au avut-o și ne vom mobiliza în zilele ce urmează pentru a le procura materiale de construcție constând în cărămidă și celelalte materiale ca să le putem ridica urgent o casă nouă. E greu, dar mergem înainte. Ne rugăm la Dumnezeu să nu mai vie și altă nenorocire peste noi. Am mai avut o viitură prin 2004, am muncit toate camerele, toate patru au fost mobilate, nu am mai rămas cu nimic. Am muncit 30 ceva de ani și într-o oră a venit viitura și mi-a luat totul. Ce să... N-am cuvinte să mai zic. Pe lângă familiile din satele Grivița și Docăneasa, zilele acestea primesc ajutoare din partea Episcopiei sute de persoane din localitățile Epureni și Zorleni.